rog să deschideți Sfintele Scripturi la Ioan, capitolul 16. Vom încerca să finalizăm acest pasaj în această seară. Nu știu dacă realizați cât de puțin mai avem din Evanghelia după Ioan. Suntem chiar în momentele finale din viața Domnului Iisus Hristos. Ne apropiem în mod extraordinar de rapid. Suntem doar la ore distanță de prinderea Lui, de judecata Lui, de răstignirea Lui. Acțiunea începe ca să evolueze foarte, foarte repede. Acest fragment la care ne vom uita în această seară, de la versetul 25 la versetul 33 până la finalul capitolul 16, intitulat, dacă vă uitați în Sfintele Scripturi, în versiunea Cornilescu, de exemplu, Cuvinte de rămas bun, pentru că sunt ultima parte din acest monolog, practic, în mare parte monolog cu ucenicii săi, înainte ca Domnul Iisus Hristos, în capitolul 17, să aibă rugăciunea lui de mare preot, în care mijlocește pentru ucenici. Apoi, în capitolul 18, avem acea scenă în care Domnul Iisus Hristos este prins, dar de fapt, dacă citiți cu atenție, să se dă de bună voie acea scenă extraordinară când vin soldații să-l caute împreună cu Iuda și în momentul în care Domnul Iisus spune eu sunt, toți pică la pământ. Da? O declarație a divinității Domnului Iisus Hristos arătată, dovedită cu putere și soldații aceștia înarmați, pregătiți ca să pună mâna pe el, toți cad la pământ, de parcă loviți de un val sau de un cutremur. În dovadă că Domnul Iisus Hristos n-a fost luat cu forța, nu l-a omorât nimeni, Domnul Iisus Hristos ne spune că El își dă viața și El o ia, nimeni nu-i poate lua viața. Este un sacrificiu făcut de bunăvoie. Tot în capitolul 18 vom vedea pe Domnul Iisus înaintea lui Pilat, apoi răstignirea Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos și lucrurile decurg foarte repede. Capitolul 20, învierea Domnului Iisus Hristos și apoi concluzia în capitolul 21. Deci ne aflăm la doar câțiva pași de concluzia Evangheliei și în această seară vrem să încercăm să mai tragem de câteva fire care au mai rămas în capitolul 16, în această concluzie, în această pregătire care o lasă Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii Lui și să mergem peste aceste câteva versete și să facem câteva observații despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a transmis ucenicilor Săi și ceea ce ne-a transmis și nouă. Versetul 25 începe în felul acesta. V-am spus aceste lucruri în pilde, însă vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Și ar trebui să ne punem întrebarea, citind acest lucru, de ce le vorbea Domnul Iisus în pilde ucenicilor Săi și de ce această tranziție între vorbirea în pilde și vorbirea deslușită. Și cred că sunt o multitudine de motive pentru care Domnul Iisus Hristos le vorbea în pilde. Aș vrea să considerăm doar câteva dintre ele. În primul rând, le vorbea în pilde ucenicilor, pentru că vroia ca să le vorbească la nivelul lor. Le vorbea ca unor copii. Le vorbea ca unora care încă erau imaturi și nu puteau ca să înțeleagă anumite adevăruri și Domnul Iisus Hristos le transmitea anumite adevăruri încapsulate în aceste pilde care într-un fel slujeau ca și un canal, un mediu de comunicare, un mediu de comunicare cu întârziere. La timpul potrivit, urma ca ei să înțeleagă pe deplin înțelesul acelei pilde. Noi facem lucrul acesta deseori cu copiii noștri când vrem să le comunicăm anumite adevăruri, dar încă nu sunt suficient de maturi ca să le înțeleagă. Da? Și atunci le spunem o pildă sau le spunem un lucru care este o reprezentare a adevărului și atunci când ei cresc mare,
cresc mari, înțeleg ce vor ca să ce vroiam noi ca să le comunicăm prin acea expresie sau prin acea pildă. Facem lucrul acesta când vorbim, de exemplu, despre moartea unui om, când vorbim unui copil mic, poate că nu-i spunem, păi, bunicul a murit, asta îi, a făcut infart, e mort. Nu? Poate îi spunem, mai voalat, bunicul a plecat dincolo, sau bunicul a plecat undeva departe, sau bunicul nu mai este cu noi. Dar, de fapt, ceea ce vrem ca să comunicăm este că a murit. Da? Fiecare cultură are felul ei voalat de a vorbi despre aceste lucruri, de a vorbi în pilde. Americanii, de exemplu, când vorbesc despre moartea unui om, mai ales în zonele mai la țară, și vorbesc despre moartea unui om și spune ce s-a întâmplat cu tare. Se spune, în America, mai ales copiilor, și-a cumpărat o fermă. Mai că și-a cumpărat o fermă, adică și-a luat o bucată de pământ undeva. Se referă la cimitir. Da? Asta vreau să spună. Dar spun așa pentru că mulți la o vârstă fragedă nu sunt pregătiți să spună păi eu am murit și l-am îngropat. Asta s-a întâmplat cu Georgescu. Da? Și americanii au această vorbă, he bought the farm. A cumpărat o fermă și a luat o parcelă de pământ. Unde? În cimitir. Da? La timpul potrivit, copilul acela va realiza, va crește mare și va realiza. Aha, toți ăia care și-au luat ferme, de fapt sunt cimitir. Asta s-a întâmplat cu ei. Și mama și tata mi-a spus în pildă lucrul acesta. Domnul Iisus le vorbește pe nivelul lor, încât ei să înțeleagă anumite aspecte, anumite adevăruri, dar să le înțeleagă la nivelul lor și să dezvolte în timp înțelegerea aceasta cum un copil. Le vorbește în pilde pentru ca să le comunice acest adevăr, dar în același timp să nu-i șocheze înainte de timp. Dacă le-ar fi spus adevărul în mod direct, de la început, probabil că i-ar fi șocat într-un fel încât ei n-ar fi putut să facă față la acest șoc. Și Domnul Iisus, ca și un părinte bun, le dezvăluie aceste adevăruri în pilde. Multe dintre revelațiile din Evanghelia după Ioan și din celelalte evanghelii sunt retrospective. Adică revelațiile acestea prin pilde par să fie lucide pentru că autorii le comunică în retrospectivă. Ioan scrie despre pildele Domnului Iisus Hristos odată ce a trecut de faza aceasta incipientă, odată ce a experimentat acele lucruri despre care vorbesc pildele, odată ce a înțeles prin iluminarea Duhului Sfânt anumite lucruri și acum le descrie nu doar pilda, ci și înțelesul ei într-un fel retrospectiv. Da? Adică după ce faptul transmis în pildă este împlinit, după ce este deslușit, Ioan tălmăcește aceste lucruri în scrierea Evangheliei despre ceea ce intenționa să spună Domnul Iisus Hristos. Vă dau un exemplu care este cât se poate de plastic. Țineți minte episodul acela din Ioan capitolul 2, când Iisus face curat în templu, adică nu spală pe jos, ci merge și face ordine, face disciplină și este întrebat. Era un moment violent, un moment în care Domnul Iisus intră în templu, vede că templul lui Dumnezeu a devenit o casă de negoți, a devenit un loc de business, a devenit un loc de interese. Speculez doar, dar speculez și eu, cum zice Apostolul Pavel, ca și unul care crede că are și el Duhul Sfânt, că dacă Domnul Iisus Hristos ar intra astăzi în bisericile evanghelice, ar face cam același lucru. Ar arunca amvoane, ar arunca scaune, ar țipa pe oameni afară. Nu cred că ar veni și ar spune, haide să vă îmbrățișez, că e frumos ce se întâmplă aici. Cred că ar fi foarte supărat. Foarte supărat de ceea ce a devenit biserica în ziua de astăzi. Și Domnul Iisus Hristos intră în templu și am putea spune într-un fel că face ravagii acolo. Aruncă mesele, banii zboară în dreapta și în stânga. Dacă citiți cu atenție, și vă sugerez să citiți cu atenție Evangheliile, veți vedea că Domnul Iisus nu face asta o singură dată. Sunt multiple evenimente în care Domnul Iisus intră în templu și face curățenie și sunt, la un moment dat trebuie ca să-ți dai seama că sunt premeditate, adică Domnul Iisus mergea acolo cu acest scop, el știa ce se va întâmpla acolo. La un moment dat, evangheliștii descriu felul în care intră în templu, vede ce se întâmplă acolo și spune că merge și își confecționează un bici. Vă imaginați scena aceasta. Vine Domnul Iisus cu cei 12 ucenici, se uită la ceea ce e acolo și spune, stați numai un pic, mă duc să caut niște frânghie, împletește un bici și începe și dă pe cei din templu. Nici nu
mă mir că oamenii de atunci vreau ca să-l omoare. Pentru ei, Domnul Iisus era un nebun. La fel cum un predicator care în ziua de astăzi intră într-o biserică și începe și dă cu biciul Evangheliei peste oameni păcătoși, este considerat un nebun. Dom'le, cine-ți dă dreptul ție să faci lucrul acesta? Cine-ți dă dreptul ție ca să spui lucrurile acestea? Da? Ești nebun. De 50 de ani suntem aici în biserica asta și nimeni nu ne-a tulburat în halul ăsta. Da? Și Domnul Iisus face această tulburare, face această curățenie și au venit cei de acolo și cer un semn ca să dovedească că are autoritatea să facă acest lucru. Spune, dă-ne un semn să înțelegem că tu ai dreptul ca să faci acest lucru. Și Domnul Iisus le răspunde. În versetul 19, Iisus le-a răspuns: dărâmați acest templu și în 3 zile voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să fie construit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Și Ioan în versetul 21 comentează acum în retrospectivă vorbirea asta Domnului Iisus Hristos în pildă și spune: el însă vorbea despre templul trupului său. Ioan n-a înțeles lucrul acesta când s-a întâmplat această acțiune. Ucenicii n-au înțeles acest adevăr când s-a întâmplat această acțiune. Ei erau la fel de șocați. Și ziceau, ce spune omul acesta? Cum adică el va reconstrui acest templu? Atunci, versetul 22, atunci când el a fost înviat dintre cei morți, ca să vedeți, nu este o speculație a mea că acești ucenici nu știau, este mărturia lor că ei nu cunoșteau aceste adevăruri încă. Ucenicii lui și-au amintit că spusese aceste vorbe și au crezut scripturile și cuvântul pe care îl spusese Iisus. Pentru ei era o pildă, era o taină încă. Înțelesul vorbelor Domnului Iisus Hristos nu era clar. Dar în acea pildă, în acea vorbire metaforică, era acel conținut al adevărului care Domnul Iisus Hristos l-a transmis ucenicilor săi, la fel cum noi am transmite un adevăr prea greu de purtat copiilor noștri. Și când ei vor fi mari, își vor aduce aminte despre vorbele noastre și când vor trece prin anumite evenimente din viață, vor ține minte acele pilde și acele vorbe metaforice despre lucrurile grele care ei acum nu sunt stare să le poarte. Și Domnul Iisus Hristos, de asemenea, ca un tată iubitor cu copiii lui, le vorbește în pilde. Le vorbește ca să fie la nivelul lor, le vorbește pentru a-i proteja de un șoc înainte de timp, de la anumite adevăruri. În al treilea rând, le vorbea și vorbea în general în pilde pentru ca alții care nu trebuiau să înțeleagă, să nu înțeleagă. Un predicator ciudat, Domnul Iisus Hristos. De obicei, ca și predicator, vrei ca să fii înțeles. Vrei ca să fii clar. Vrei să te asiguri că toți cei ce te ascultă te înțeleg. Și vedem că Domnul Iisus Hristos, în multe cazuri, are exact scopul opus. El nu este interesat ca toată lumea să-L înțeleagă. El este interesat ca unii să-L înțeleagă. El are un interes special pentru ca ucenicii Lui să-L înțeleagă. De exemplu, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos este întrebat de ucenicii Săi de ce vorbește în pilde. Ucenicii L-au întrebat, de ce le vorbești în pilde? Și Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud și nici nu înțeleg. Unele pilde vedem că Domnul Iisus Hristos, imediat după ce pildele sunt rostite, imediat după ce ele sunt vestite, în acel moment sau în timpul apropiat, Domnul Iisus îi ia în particular și le împărtășește ucenicilor tainele împărăției. Le împărtășește tălmăcirea doar lor. Ceilalți rămân cu adevărul transmis în pildă, dar este necunoscut pentru ei care este înțelesul adevărat, care este tălmăcirea acelei pilde. Da? Altele nu sunt tălmăcite de Domnul Iisus Hristos, alte vorbiri metaforice, alte vorbiri în pilde, dar devin clare în momentul împlinirilor. În momentul în care lucrurile despre care vorbea Domnul Iisus Hristos se întâmplă și ucenicii trăiesc acele evenimente, devine clar despre ce vorbea Domnul Iisus în acea vorbire metaforică. Da? Domnul Iisus spune în acest verset că vine ceasul când nu le va mai vorbi în pilde.
le-a vorbit până acum, am văzut puțin din motivația Domnului Iisus Hristos de a le vorbi în pilde, dar le spune că această vorbire metaforică, această vorbire în pildă, se va sfârși în curând. Și trebuie să ne întrebăm, când este acest ceas? Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Într-un sens, vedem că acest ceas a și venit. Pentru că ucenicii, la un moment dat, exclamă că le vorbește direct. Deși este interesant că în momentul în care ei spun, acum înțelegem că ne vorbești direct, ne vorbești deslușit, Domnul Iisus spune și imediat și le răspunde, nu prea înțelegeți. Proclamați credință, dar de fapt încă nu înțelegeți mare lucru. Pentru că încă erau într-o ceață. În acel moment, într-un fel, Domnul Iisus începe să le vorbească mai direct. Dar cred că este o referință la moartea și învierea sa. La moartea și învierea sa pe care urma să se construiască legătura lor prin acest legământ care Domnul Iisus Hristos avea să-l săvârșească. Odată cu moartea și învierea lui, solzii cad de la ochi și totul devine limpede cu privire la persoana și la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Până în acel moment, deși există diverse declarații de credință a ucenicilor, a cei apropiați de Domnul Iisus Hristos, lucrurile sunt încă nebuloase. Nu putem fi siguri nici noi, nici ei, exact ceea ce cred ei despre persoana Domnului Iisus Hristos. Dar odată cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, nu mai există umbră de îndoială despre cine este Domnul Iisus Hristos, ce a săvârșit El pentru ei și încotro se îndreaptă Domnul Iisus Hristos, adică înapoi la Tatăl. Este interesant felul în care Domnul Iisus Hristos tratează această declarație a lor de credință în acest pasaj. Ei vin și fac această declarație crezând că înțeleg și El vine și spune, de fapt, încă nu ați înțeles. Vom vedea lucrul acesta imediat ce ajungem la acea porțiune. Apoi urmează o secțiune de la versetul 26 la versetul 27, o tematică care apare și în alte părți, tocmai a apărut în versetul 24, despre rugăciune. Domnul Iisus Hristos vine și spune că în acea zi, în acea zi în care totul va fi deslușit, în acea zi în care nu se va mai vorbi în pilde, în acea zi veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Și este interesant felul în care Hristos tratează subiectul rugăciunii în acest fragment, mai ales având în vedere că ceea ce urmează este marea lui rugăciune de mare preot. Este mijlocirea lui pentru ucenicii săi, pentru toți cei ce urmează să fie răscumpărați prin jertfa lui. Și în versetul 24, cum ziceam, el deja face o introducere pe această temă și spune, până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru că bucuria voastră să fie deplină. Hristos, prin subiectul acesta de rugăciune, din nou subliniază starea lor incipientă. Ca niște copii sugari, care le este nevoie să le vorbească în pilde, le este nevoie să-i învețe să roage. Ei nici măcar nu știau să se roage. Nici măcar nu știau cum să se roage, ce să ceară. Nu știau cum să roage în numele Domnului Iisus Hristos. Nu știau care este accesul care îl au la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos le spune că odată cu ziua aceea, ziua în care legământul va fi consumat, prin jertfa Lui, prin moartea și învierea Lui, ei vor înțelege cine este Iisus Hristos, ce a realizat El și în momentul acela se vor ruga în numele Lui, vor cere în numele Lui. În ziua aceea, spune Hristos, veți cere în numele meu. Și spune Domnul Iisus că nu El va cere pentru ei, ci ei vor cere în numele Lui. Hristos nu vrea să spună că din acest moment, din acea zi în care El depune sacrificiul final pentru noi, El nu se va mai ruga pentru ucenici. Sau că nu va mai mijloci pentru ucenici. Știm din Sfintele Scripturi că Domnul nostru Iisus Hristos mijlocește pentru noi în mod continuu. În Romani 8:34, de exemplu, Apostolul Pavel ne spune Hristos Iisus, Cel care a murit și care mai mult decât atât a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi.
Domnul nostru Iisus Hristos mijlocește chiar în această clipă pentru noi înaintea lui Dumnezeu. El este calea prin care avem acces în rugăciunile noastre la Dumnezeu. Ce vrea atunci Domnul Iisus să spună? Că nu El va ruga pe Tatăl. Vrea ca să spună că ei vor fi la o stare de maturitate în care se vor putea adresa Tatălui în numele lui Hristos. Vor ști cum să se roage. Vor ști ce să se roage. Vor ști de ce se roagă. Vor ști în numele cui și în meritul cui se roagă. Ei se rugau până acel moment, dar erau încă niște copii care nu știau de ce se roagă. Nu știau cum să se roage. Nu știau în numele cui să se roage. Nu știau că au acces în baza Domnului Iisus Hristos. La fel cum de multe ori suntem noi copiii în rugăciune. Nu știm cum să ne rugăm. Nu știm ce să cerem în rugăciune. Nu știm care sunt motivațiile corecte. Nu avem motivațiile corecte. Slavă Domnului că Duhul mijlocește pentru noi. Că dacă ar fi doar rugăciunile noastre sărace și inapte și doar la cele ar răspunde Dumnezeu, ar fi vai de noi și de starea noastră spirituală. Dar Hristos și Duhul împreună mijlocesc pentru noi și este această mijlocire care cu siguranță ne ajută ca să perseverăm pe calea credinței. Domnul Iisus Hristos spune că vine o zi în care ei vor avea o înțelegere corectă asupra persoanei Lui și prin această înțelegere, prin această credință adevărată, vor putea adresa rugăciuni Tatălui în numele Lui. Rugăciuni care sunt după placul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu și care vor fi ascultate de Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus continuă și ajungem acum la concluzia, imediat la concluzia textului nostru și afirmă din nou faptul că El urmează să plece. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii Săi i-au zis: iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acest fragment m-a frământat pentru că este un moment, cum spuneam, în care ucenicii fac într-o oarecare măsură o declarație de credință. Proclamă credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și pare că această declarație este desconsiderată într-un fel de Hristos. Ei vin și spun, de aceea, asta este cuvântul cheie, cred, de aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos vine cu acest răspuns, cu o întrebare retorică, acum credeți? Și ați sesizat tonul. Nu este acum credeți? Sau nu este pozitiv, este acum credeți? Este o întrebare retorică negativă. Cum știm asta? Pentru că ceea ce urmează ne arată că Domnul Iisus Hristos neagă cumva declarația lor. Cum? Le-a răspuns Iisus: iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la lui și pe mine mă veți lăsa singur. Ce fel de credință este aceasta care proclamă ei? Este o credință superficială încă. Este o credință care ei cred că este solidă, bazată, ancorată, argumentată. De aceea credem. Pentru că ne-ai spus aceste lucruri. Pentru că ne-ai dovedit cunoștința ta. Noi acum credem că tu ai ieșit de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos pare să vină în contrabalanță și spune: vai de credința voastră. Vai de credința voastră declarativă care este încă imatură. Nu ne spune Ioan, dar eu suspectez că Petru este cel care face această declarație în numele grupului. E tipic Petru. Bravură spirituală, vorbește înainte să gândească, el trebuie să spună ceva. Ascultă discursul Domnului Iisus Hristos și probabil spune: ah, Doamne, nu eu, dar eu cred! Și Domnul îi spune: stai liniștit. Stai liniștit că imediat vine vremea lepădării. Stai liniștit că imediat vine momentul în care toți veți fi risipiți și voi rămâne singur pe cruce. Eu cred că ceva ni se arată aici din partea Domnului Iisus Hristos despre natura credinței. Și anume, faptul că credința adevărată nu este într-adevăr fără rațiune, nu este într-adevăr fără dovezi, în sensul că nu desconsideră dovezile, nu este fără proclamații de genul de aceea. Eu cred că Dumnezeu există din aceste motive. Am această rațiune. Nu sunt un om irațional. Dar credința adevărată trebuie să meargă mai departe de acele de aceea.
chiar și după înviere, vedem că nu dovezile au fost factorul decisiv în credința oamenilor. În sensul că mulți dintre cei care l-au văzut pe Hristos pe cruce, l-au văzut dus și îngropat în mormânt și l-au văzut apoi înviat, n-au crezut. Și ei puteau să spună, de aceea acum credem, pentru că l-am văzut pe cruce, pentru că l-am văzut răstignit, pentru că știm că a fost sigilat în mormânt. Și acum îl vedem umblând pe străzile Ierusalimului. Și totuși n-au crezut. Mulți dintre cei care au văzut toate minunile Domnului Iisus Hristos n-au crezut. De ce? Pentru că doar dovezile nu sunt suficiente. Ce a făcut atunci diferența? Diferența nu stă în dovezi. Diferența nu stă în logică și rațiune și argumentare. Diferența între o credință adevărată puternică și una doar declarativă stă în lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, care ia acele mărturii istorice, care ia acele mărturii biblice, care ia acelea de aceea și le dovedește ca și fiind adevărate dincolo de orice semn de întrebare prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Eu nu cred în Dumnezeu, eu nu-mi pun credința în Domnul Iisus Hristos doar pentru că am un argument rațional foarte bun, deși cred că am unul foarte bun. Eu cred în Domnul Iisus Hristos pentru că prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt m-am întâlnit și sunt în relație cu Domnul Iisus Hristos. O asemenea dovadă nu pot să-i arăt nimănui. Arată-mi-l pe Hristos. Nu pot! Pot ca să-ți spun, pot ca să declar, pot ca să mărturisesc că sunt în părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în viața mea. Dar dacă vrei să-L vezi pe Hristos, nu se poate cât prin credință și prin cuvântul Lui pe paginile Sfintelui Scriptură. Orice dovadă în această lume, orice argument în această lume. Și am avut multe discuții de-a lungul anilor, multe dezbateri de-a lungul anilor și mulți oameni au rămas fără cuvinte. Și mulți oameni au rămas fără argumente. Și mulți oameni au avut gura astupată. Și după ce au capitulat că nu mai au argumente, am întrebat, bun, crezi? Nu pot. De ce nu poți? Că nu mai ai argument. Dar nu cred. Rațiunea, dovezile nu vor fi suficiente pentru a produce o credință adevărată. Diferența va sta nu în dovezi, ci în lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Declarația lor de credință, deși mai mult ca sigur că era autentică, era bazată pe un de aceea fals. Ei acum credeau pentru că erau impresionați de aceste dovezi care le arăta Hristos. Și Hristos aștepta ceva mai mult, ceva care nu ei puteau să raționeze, ceva care nu ei puteau ca să producă, ceva care urma să producă Duhul Sfânt în viața lor. Domnul Iisus concluzionează în versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul Iisus ne dă acest cuvânt de încurajare. Ei vin cu declarația lor de credință, de loialitate. Domnul Iisus spune, o asemenea loialitate, o asemenea convingere nu va fi suficient. Nu va face față. Este nevoie de altceva. Este nevoie de o pace lăuntrică, de o îndrăzneală lăuntrică, de o credință lăuntrică lucrată de Duhul Sfânt. Cum? Cum lucrează Duhul Sfânt această pace? Cum lucrează Duhul Sfânt acest curaj? Lucrează Duhul Sfânt exact cum lucrează Domnul Iisus Hristos cu ucenicii Lui. Prin cuvântul expus, Domnul Iisus le spune lucrurile acestea, prin cuvântul aplicat în inimile lor de Duhul Sfânt și prin cuvântul experimentat. Când Duhul Sfânt lucrează, El aplică și lasă ca să crească rădăcini la cuvântul Lui Dumnezeu și acel cuvânt aplicat în inimile noastre schimbă experiența noastră. Noi trăim, experimentăm o relație cu Domnul nostru Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Este această experimentare a lui Hristos, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său revelat, care produce pace în Hristos, care produce curaj, care produce biruință în această lume. Produce o îndrăzneală și un curaj care rațiunea noastră, care aptitudinile noastre naturale nu pot produce. Nu pot produce. Cred că cel mai bine să vede acest lucru privind la diferența între tabloul ucenicilor
înainte și după învierea Domnului Iisus. Înainte și după înălțarea Domnului Iisus, de exemplu. Odată ce legătura între ei și legătura între noi și Domnul Iisus Hristos este consumată. Odată ce Domnul Iisus Hristos lucrează în ei, prin Duhul Sfânt, această credință, odată ce cuvintele acestea rostite aici de Domnul Iisus Hristos sunt aplicate în inimile lor, odată ce Duhul Sfânt se pogoară și se revarsă peste Biserica lui Hristos, vedem alți oameni. Vedem oameni care, deși au toate dovezile și toate motivele și toată argumentarea și toate experiențele, au fost martori la toate aceste lucruri, nu mai au nevoie de aceea. Pentru că ei au lucrarea interioară a Duhului Sfânt care depune o mărturie care merge dincolo de dovezi. Care aplică aceste cuvinte. Care îi aduce la o experimentare a Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie și noi în această seară și în fiecare zi. Avem nevoie ca să avem această lucrare interioară a Duhului Sfânt. Ca Duhul Sfânt să ia Cuvântul lui Hristos și să-L aplice în inimile noastre, în așa fel încât să-L experimentăm, încât să-L trăim. Și în momentul acela, viața noastră va fi plină de îndrăzneală, plină de curaj, plină de pace în Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul acela, pildele Domnului nostru Iisus Hristos, tainele împărăției vor fi deslușite pentru noi. Identitatea Lui va fi clară. Valoarea Lui, frumusețea Lui, lucrarea Lui săvârșită pentru noi. În momentul acela vom ști cum să ne adresăm Dumnezeului nostru, ce să-i cerem și numele cui. În momentul acela, relația noastră va trece de la una dintre un copil infantil și un om mare care stă de vorbă cu tatăl său. La fel cum relația între noi și părinții noștri se schimbă în timp. Dacă când eram mici, ne vorbeau ca la niște copii, acum când suntem mari, ar trebui să fie, trebuie să vorbim ca oameni mari. La fel și noi. În timp ce creștem în înțelegerea noastră și în timp ce Duhul Sfânt ne prelucrează, relația noastră cu Hristos, relația noastră cu Dumnezeu devine mai amplă, devine mai concretă, devine mai sofisticată într-un fel. Relația noastră în rugăciune devine altfel. Știm cum să ne rugăm, știm pentru ce să ne rugăm și știm în numele cui să cerem. Dumnezeu să ne ajute ca această seară, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul Său, să lucreze în inimile noastre, să experimentăm această lucrare supranaturală și viața noastră de rugăciune, viața noastră trăită de fiecare zi să fie transformată prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul Său aplicat în inimile noastre. Amin.